Șaela, suntem cu Angela, aici în Skype. O să număr de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea sufletească a Angelei. 1, 2, 3. Da, este. E Da, acolo. avem și acolo, da. Cum se prezintă? Obosită. Stoarsă de energie. Văd entități în câmpuri. Vezi sau nu vezi? Văd. Vezi. Am văzut o antidă. Doi demoni. Un lux. Asta, nu știu, mi se pare un pic ciudat, e o hologramă de dragon. Atinge holograma ăla și spui să se dizolve holograma și să apară ființa. Entitate. Da, văd un blond în spate, da. Blond? Da. E singur? Nu e și cu consoarta? Ba da. Așa. În spatele lui încă... Mai mic. Da. Okay. Cum arată sufletul Angelei? Adică are împățișarea de acum a ei sau? Da, mi se arată la momentul prezent. De acum. Obosit, surmenată, stoarsă de energie, o văd plină de implanturi, deci multe implanturi, bănuiesc și cu siguranță că astea făceau toate problemele din fizic care le-am avut, toate dezechilibrele. Ea știe, înțelege că ceva în da. Sfera energetică nu este în regulă? Da. Ce grad de conștientizare are el? 18. Bun, un grad de conștientizare bun. Așa, și dacă a simțit așa, ce a înțeles până acum? A văzut entitățile astea, stringurile care pleacă undeva? Sau... Câteodată, da. Câteodată. Se arătau în vise câteodată. Și... încerca să le dea un înțeles, dar din prisma cunoașterii religioase, văd dea înțelesul. Chiar mi-a povestit un vis, Ela, dacă am ajuns la vis. Un vis în care era într-o cameră cu o fereastră mai sus și care a apărut un fum așa, după aceea s-a făcut ca un nor cenușiu, după aceea niște oameni se băteau acolo, niște îngeri au venit să-i despartă, în mare, zic așa, ca să înțeleagă și cei ce ne ascultă. Apoi s-a făcut unul, a luat o formă care avea ochii, nu avea pupile, când mișca, deschidea genele, ploapele, erau goi, avea trei degete. Și s-a gândit în vis că ăsta este un extraterestru, urât stafidit, și a chemat-o la fereastră și cu degetul ăla din mijloc o chema. Și la fereastră i-a dat o fiolă, că i-a zis să se trateze,
că făcea în vis, a văzut că făcea pipi cu sânge, dar chiar și în realitate are infecții urinare. Și s-a dus să întrebe o asistentă în vis ce este fiola aia. N-a mai ajuns la asistentă, a ajuns într-un veceu care a distrus-o sau ce a făcut, a aruncat fiola. Așa. Cine era, se întreabă, și a avut multe alte visuri cu OZN-uri, cu extraterestri, cu diverse, venind dintr-o familie habotnică, religia catolică. Da, era, deci acea fiolă era un nou implant. Un nou implant. Scena pe care ea o vedea era o hologramă, uh-huh, în care îi arăta o scenă de apocalipsă, de război, de ceva. Uh-huh. Iar faptul că l-a văzut, acea entitate a văzut-o în forma ei originală, uh-huh, e datorită sufletului ei, care începe să se trezească. Uh-huh. Și așa i-a văzut forma pățișarea originală. Dar ei trebuia să se arate, trebuia să-l vadă ca pe un înger. Ah, ca pe un înger. Deci ăsta este... Care din entitățile astea a fost ăsta, în visul ăsta? Văd că demonii se jucau. Demonii se jucau, da. Unul din demoni. Da. Sau demonii erau, da? Da. Cu implantul era dat de blond. De blond, îl luase de la blond, da? Da. E, până la urmă, ea ce a făcut? A reușit, a pus implantul ăla, l-a primit sau nu? Lundul. Da. L-a primit, da? Da. Hai să, în primul rând, el a spus să-și facă sabia de lumină pură și iubire și să taie toate stingurile, toți ăștia. Da, a mai apărut în câmpuri, în Horus. În Horus? Da. Ok. Okay. Acum îi spun să-și facă sabia de lumină, îi arăt cum să facă sabia de lumină și să taie toate stringurile, toate legăturile cu toate entitățile astea și să le pună față, blocate, înghețate, fiecare sub un clop de lumină bună, ca să rămână blocate, să nu poată să mai facă niciun fel de acțiune și nici să plece. Da, ok. Și apoi hai să vedem implanturile alea, că zic că sunt foarte multe. Da, sunt multe. Sunt multe și micuțe. Înștiate așa prin corp. De tot felul. Ok, spun să-și facă acea bolă de lumină pură. Nu, vroiam, Ela, vroiam un pic să ne spui, să le vedem pe unde sunt. Adică nu le scoatem afară cu direct. Ok. La glanda tiroidă. Este implant. Uh-huh. Loc de glandă. Pe glandă. Toate, da, toate operațiile pe care le-a făcut. Bilă. Da, i s-a introdus implantul. A inimă s-a născut cu o malformație, cu canalul acela care a fost operată la 16 ani. Văd că s-a născut cu multe implanturi. Da. Care s-a, uh-huh, născut, avea deja implanturi. Pe legături karmatice din alte vieți, cu mai multe vieți, nu doar cu una. Și în această viață i le-a adunat, să zic așa, văd că pe toate, într-o singură viață, cu toate problemele care le-a avut de sănătate, a fost cumva o... ardere de, da, de karmă. Da, dar de pe mai multe vieți. Mm-hmm. Deci toate bolile acestea fac legătură cu mai multe vieți, nu doar cu una. Mm-hmm. Auzela, hai să mergem la Consiliul de Încarnare și să vedem de ce au plasat-o într-o familie de habotnici catolici și ce avea, de ce au pus atâtea implanturi și ce trebuia să ardă și cine e șeful de comisie.
de la 1 la 3 și sunteți acolo. 1, 2, 3. Da, ok. Văd că primul care e în față e Horusul. Mm-hmm. Imediat după el e Iacuzele. Și pe urmă sunt toți ceilalți care sunt și în câmpurile ei. Mantidă, demoni. Da. Deci aici e grădina zoologică. Îi avem pe toți, da? Din toate rasele. Bine. Și aș vrea să vedem, Ela, ce îi spun. Cine vorbește cu ea, suflet, aici? Horusul. Horusul vorbește. Da. Și ce îi spune? Hai să-l canalizăm să vedem ce îi spune aici, că trebuie, de ce trebuie să ia toate astea și trebuie să trăiască toate lucrurile astea și scenariul ăsta de viață. Ok. Stabilește o legătură foarte protejată. Și îl lași pe Horus să se exprime. 1, 2, 3. Bună ziua! Ce vrei? Vreau să ne... Uite, eu număr de la 1 la 3 și derulăm momentul când tu îi explici sufletului care este aici cu noi și animă corpul Angelei, de ce trebuie să vină în această experiență și ce trebuie să facă, de ce trebuie să accepte toate alea, adică ce ai spus tu ei atunci, acum derulăm acel eveniment. 1, 2, 3. Nu-mi numer tu mie. Uite, execuți, ești în sfera energetică a sufletului care este Angela. Angela, dă-i ordin să... De fapt, tu, Angela, derulează. Du-te la punctul când ți-a explicat ăsta ce ți-a explicat. Uite, dai drumul la film. 1, 2, 3. Ascult. M-a enervat. Eu ascult filmul. Se derulează filmul. Da? Derulez un film. Hai. Vreau să știi. Vreau să te aud cum i-ai spus tu, ce i-ai spus acestui suflet. Vreau acea secvență, acea înregistrare o vreau. 1, 2, 3. Pleacă înregistrarea. Trebuie să știi că dacă mergi pe pământ. Vorbește mai tare. Problemele tale se vor rezolva. Știi? Că trebuie să plătești toate greșelile tale. Tot ce ai greșit până trebuie reparat. Poți lăsa lucruri nefăcute, nevindecate, nereparate. Trebuie să-ți asumi aceste lucruri. Pentru asta ai venit. Vrei să vezi cum e pe pământ, dar faci greșeli. Pentru că nu știi ce te așteaptă acolo. Și atunci greșelile trebuie reparate. Nu poți să faci rău altor suflete. Să plătești, trebuie să-ți asumi, trebuie să fii responsabil, trebuie să accepti. Și dacă vei merge pe pământ și vei asuma toate acestea, vei fi răsplătit. Cum? Vei fi răsplătită cu viață veșnică. Uh-huh. Și toate cele rele se vor duce și vei fi plină de fericire și de tot ce vei dori tu. Stop! Pandă! Ce am observat până acum? Că a venit plină de implanturi, ați trimis-o și e plină de fericire în ghilimele până acum. Când venea fericirea asta? Pe cine întrebi? Pe tine. Ea, nu, pe tine te întreb. Că cu tine sunt.
Horus. Venea și asta liniștită, venea. De câte ori ai spus banda asta, ai pus banda asta în sufletul lui acesta? Mai contează. Ia zi, îți amintești de câte ori? Oh, de câte ori s-a încarnat. Auzi? Da, uite, eu acum îi fac un tablou, îi fac un ecran sufletelui și în timp ce stau cu tine, sufletul vede ceea ce nu a rezolvat în viețile care tu îi le spuneai aici în acest speech, ceea ce n-a rezolvat vede din punct de vedere energetic, de ce nu le-a rezolvat și ce se întâmpla în energetic. Acum, dau drumul la ecran. 1, 2, 3 pentru suflet. De ce te joci cu focul? De ce foc mă joc? N-am niciun foc în jurul meu. Ești curajoasă. Sunt așa cum este orice suflet conștient, când capătă conștiență. Da, nu sunteți conștienți. Da. Cum te cheamă pe tine, că nu te-am întrebat? Ce nume ai? Ce apelativ? Horus. Horus, așa? Horus este numele speciei voastre. Spune-n Horus. Bine, Horus. Ce face sufletul acum? Este cel mai nobil nume al nostru. Este foarte nobil. Foarte nobil. Nu, cumva nu te rușinezi niciun pic de minciunile și de cum ceea ce spui sufletelor? Cu rușinea mă hrănesc. Ce voce ai! Ca vocea lupului din pădure. Cu scufița roșie ești. E să râd și eu de vocea ta? Nu, cum să zic, eu nu râd. Pot să exprim prin corzile vocale. Eu nu râd. Acest corp. Eu nu râd. Spun că este o voce ca a lupului din scufița roșie. Cine a transmis această poveste? Cine a... Râs de corpul prin care vorbesc. Nu? Dar nu râd de tine. Asta spun. Te întrebam cine a transmis acea poveste? Scufița roșie. Știi? Mă lași cu poveștile tale. Nu ai treabă tu cu astea, da? Ce face sufletul, ea spune? Acum când observă de ce nu și-a dus la îndeplinire karmele, sarcinile, cum i-ai spus tu în speech. Bă, și l-a dus la îndeplinire. Păi cum și l-a dus? Acolo îi spuneai că nu le-a dus. Și ai făcut acest suflet să accepte o nouă încarnare cu scenariul de rahat. Și-a dus la îndeplinire ceea ce eu vroiam să ducă la îndeplinire. În viața aceasta și-a dus? La împlinire? Asta văd că se cam pierde, dar... Se pierde de unde se pierde? Din scenariu. Te-ai cam înșelat cu sufletul ăsta. Ce s-a întâmplat? De ce n-a mai mers aderaia-te la scenariu? Sute de vieți nu m-am înșelat. Se întâmplă un fenomen pe pământ acum. Da? Care-i fenomenul? Unele suflete încep să se trezească, dar nu e problemă. Dar care-i fenomenul? Bine altele. Bine altele, asta știm noi. Dar care-i fenomenul? Ia, spune-ne. Planeta și-a ridicat vibrația. Păi cum să-și o ridice? Singur așa? Că conștiința planetei e formată din conștiințele la noi toți ăștia de aici. Adică și din conștiințele este influențată conștiințele noastre, care sunt conștiințele voastre. Este influențată, dar și planeta are o conștiință. Are conștiința ei, e adevărat, așa. Și ea cum a reușit? Ea încă n-a reușit să se ridice înapoi în 5D. Dar de ce? De ce n-a reușit încă? Încă nu a reușit. De ce? Pentru că avem grijă noi. Prin noi, da? Prin suflete. Cât mai mult aici. Tot voi ați băgat-o aici, pe conștiința asta a planetei? A fost o victimă colaterală. Al războiului, nu? Care da. L-a dintre voi. Da, și noi am profitat. Auzi, dar voi observați că indiferent ce ați face, câte mizerii de scenarii, de tot ce faceți voi, conștiințele până la urmă tot se trezesc. Una câte una. Mici, mari. Nu contează. Se trezesc, da, e adevărat. Dacă contează, vin altele, pleacă unele, vin altele, noi trebuie să avem cu ce. Și dacă Terra își ridică, că s-a trezit și conștiința Terei,
planetei. Ce o să faceți? Unde mai aduceți alte? Mai sunt planete în 3D pe care putem merge. Aveți Matrix-ul. Câte planete aveți în total prinse? 15. Numai 15? În partea asta de galaxie. În galaxia asta. Dar cum ați reușit să prindeți aceste planete în această galaxie? Ce v-a ajutat? Sau de ce ați profitat? Aici ne-a ajutat războiul pe care l-am dus și bombele nucleare care au avut loc. Mm-hmm. Au distrus țesuturi, au distrus dimensiuni și planetele au căzut. Mm-hmm. Și așa ne-am făcut noi teritorii noi. Mm-hmm. Dar voi cum ați ajuns aici? Cu bombele nucleare, nu degeaba vă jucați. Nu, într-adevăr. Auzi, dar de ce ați venit voi? Auzi, de ce ați venit voi în partea asta de galaxie? Ce v-a adus aici? Ce vânt? Este mai departe de nucleul central. Și este pentru că este o galaxie nouă și sunt conștiințe mai neexperimentate, să zic așa, venite? Galaxia nu este nouă, este nou format împreună cu altă galaxie. Nu de mult s-au unificat două galaxii aici și avem suflete din belșug. Aveți suflete, dar aveți și suflete, dacă sunt și dintr-o galaxie mai veche, aveți și suflete mai experimentate. Fără ce faceți? Când cad în 3D, când ajung în 3D, noi reușim să le manipulăm, care nu pleacă. Mhm. Dar sunt suficiente suflete pentru a ne fărăi. Știu. Vai de voi. Bine. Număr de la 1 la 3, mă lași cu el. Hai, lasă. 1, 2, 3, mă lași cu Ela. Ela. Scoate la afară, scoate toate rezidurile. Auzi? Da, te aud. Crește, ridică vibrația. Până când nu mai e niciun rezidu de la... Sufletelul a înțeles ce a văzut și a înțeles mizeria, da? Da, a văzut. M-a fost determinat și aici. Da, a înțeles acum mai mult decât înțelegeam atunci, cât de cât. A înțeles și mai mult, a văzut toate cele scenarii care au fost puse pe tavă, care de fapt au fost scenariile lor și în trecut și organizate de ei și puse, influențate de ei. Și a înțeles cum de fapt vroia să o tot îngroape în tot felul de scenarii din acestea nu se ajută deloc. Faptul că promitea bucurie, fericire și așa mai departe era o minciună ca să accepte că dacă odată ce termină cu toate plățile, toate lucrurile care le are de reparat, erau neterminate, da, o să ajungă în sfârșit la bucurie și la fericire. La câte consilii de astea au spus asta el? 473. Înțeles. Da, 473 de consilii prin care ea a trecut, dar văd că înainte de asta a avut aproximativ 90 vieți în care a experimentat liber. Mm-hmm. Până au prins-o, ușor, ușor. Da. Da? Mm-hmm. Ok, deci de 473 consilii, o mințeau că dacă mai face asta și rezolva alea, după aceea va ajunge la bucuria, starea de fericire, bucurie, va scăpa. Da. Văd că între timp i-au dat și vieți în care a avut bunăstare ca răsplată, dar în care s-a aprofundat de fapt în karmă, pentru că n-a fost toată viața. Făcea mai multe... Da. Deci
a trecut de la extremă la alta. Văd în felul acesta 30 de vieți. Da, 30 de vieți. De aia avem și pe ea, pe ea și pe Horus și pe... avem și Luc și demon, de asta că au tot trecut de la tot schimbat-o de la unul la altul în atâtea vieți, da? Da, 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 și văd și vieți cu extreme, în care la început a fost foarte săracă și pe urmă foarte bogată și atunci aici acapara sufletul că uite, vezi, dacă se plătește și repar ceea ce ai greșit, ai tot ce vrei. Și au făcut și astfel de scenarii. Bine. Acum sufletul înțelege aici și vreau să ia contractul, acum să comande să-i vină contractul în față și să-l ardă pe loc. Da, să vină acel contract de la toate încarnările, toate familiile prin care a trecut până acum. Tot contractul. Toate înțelegerile, acordurile, accepturile, contractele scrise, nescrise, copii, subcopii, oprindiri, absolut tot, să vină, ok, și acum le arde în fața lor. E distractiv de fiecare dată când le arde contractul de reîncarnare în față, ei deci, se agită. Ce fac? Se agită, încep să se enerveze, încep să se enerveze și ar ataca sufletul, dar nu pot. Nu pot. Cine se enervează mai rău aici, dintre ăștia? Demonii. Da. Horusul, văd că s-a enervat rău. Păi și el e tot un fel de demon. Iacve, văd că nu s-a enervat atât de rău. E un pic mai cald. De ce? Parcă coace altceva. Păi aia mă întreb. Da, deci e pe Iahve, îl văd un pic mai liniștit și parcă stă să se gândească, parcă văd că cu aceea... Are varianta 2. Probabil. Cu sufletul ăsta minciu, cred că mai are ce variante. Nu mai permite acest lucru sufletul. Nu. Zice să plece cu toții, zice nu vă mai permit la niciunul nimic, zice să mă lăsați în pace definitiv, nu vă mai cred minciunile. Le spune, eu viața pe care o mai duc pe pământ, zice vreau să trăiesc liniștită fără să mai fiți în sfera mea de energie și să mă influențați într-un fel și pe urmă voi pleca. Voi pleca și nu vă voi mai vedea niciodată. Și spune că de acolo, din vibrații mai înalte, am să trimit informații tuturor membrilor familiei mele și nici pe ei nu o să vi las vouă, spune. Asta, la asta mă gândeam. Deci, ziceam, el aia să-l întrebe pe suflete, are dreptul să vezi de ce este așa liniștit. Cumva se gândește, are deja deprinse din familie. Iacve sau cine le are? Că sunt în religia catolică. Repete, te rog, că te tot întrerup și n-am înțeles. Păi se întrerupe, nu știu de ce. Ia stai un pic să văd schimbă... eu ce conexiune am ela. Ce conexiune sunt. Hai că schimb acum, eram pe conexiunea de cale. Acum, mă auzi? Da. Mă auzi mai bine? Da. Da, bine. Deci, ziceam că să-l întrebe pe Iahve, că nu e atât de supărat, că așa ars toate contractele, partea subliminală, și cumva nu e supărat pentru că are deja destule suflete din familia Angelei prinse, sau la cine sunt sufletele astea, pentru că sunt în religia catolică, ziceam. Să ne întrebe de ce e așa de liniștit. Văd ceva legat de esența ei. Da. Spune că esența ei încă e la el. Aha. Toată? Nu, o părticică, dar pentru el e suficient, spune. E vorba de esența ei?
Deci o părticică mică din esență, văd vieții, ce se referă la esență, eu văd... Spirit? Nu spirit, cred că bucată de ADN. Bucată de ADN? Sau de suflet. Are o bucată de suflet de a ei, cred că. Da. Captiv, da, un 3%. Deci 3% din PS este la Iacove. Da, este captiv. Iacove știe că, uite acum, dacă își cheamă toate bucățile de ADN și toate bucățile de suflet, de oriunde ar fi prinse, se întorc? Știe lucrul ăsta? El. Spune că știe. Spune că știe, dar... Chiar dacă se face acest lucru, spune că el își face copii ale sufletului și pe urmă el se folosește de acele copii, chiar dacă nu mai are suficient, nu mai are la fel de multă lumină, dar chiar dacă are la un nivel mai mic, atât cât o are, este suficient. Ăsta e prost, Ela? Cum ne spune lucrurile astea? Cum spune lucrurile astea? Nu le spune, le citesc eu. A, credeam că le spune el. Nu le spun, nu. Deci eu, cum să spun, m-am conectat, da, m-am conectat telepatic cu energia lui, cu lucrurile lui, da, și văd aceste lucruri în amintirile lui, în sfera lui energetică, deci ceea ce el face în spate, pentru că el nu vrea să spună. Auzi, Ela, și ce facem? Iei sufletelul de mână. Deci aici ars contractul și arată-i sufletului să-și facă acel canal, acea conexiune direct cu sursa, portal, sursa primordială a creației și toate entitățile astea să le bagi. Că sunt holograme, că ce-or fi aspecte, toate băgate și trimise în sursa primordială a creației. Da, își face acel portal de lumină pură, îl deschide și se absorbă acolo toate entitățile de aici, toate ființele, toate. Foarte bine. Și acum, e la număr de la 1 la 3 și vreau să mergi. Mergi sau dacă vrei faceți un ecran, cum credeți voi, cu un moment înainte de a fi prinsă această bucățică de 3% din suflet la ea. Să vedem unde și cum. 1, 2, 3. Am ajuns într-o viață în care a fost botezată de 3 ori în acea viață. Și s-a făcut ritualul de botez de 3 ori. Da. Deci pe Terra, fiind botez, da. Înțeleg, da. Da. Botez. Așa. Acum câte vieți e la nou? 15 vieți. Uh-huh. Unde se întâmpla și în ce an? An. Perioadă, cum zic. Anul. Da, 304. Da. Așa și în Iordania. Ok, deci zona aceea, mă gândeam. Da. Cu Ailuia. Da. Cu poporul ales. Botezul nu se făcea ca și în zilele noastre de astăzi. Se făcea mai mult ritualii, un ritual de incantații. Și acum e tot ritualul. Ce este ăla? Da, acum cred că și cu apă și cu, nu știu. Da. Atunci nu se folosea apă, se folosea, văd că... deci fără apă. Da, se folosea foc. Foc? Ok. Da. Da. Și de ce de 3 ori a fost botezat? A fost
a fost cumva, ca și copil, a trăit în trei familii diferite. Părinții ei au murit, era fetiță. Părinții ei au murit, era foarte mică. Când ea avea vreo 6 luni, cam așa, deja fusese botezată, se făcuse acel ritual. Pe urmă a fost crescută de altă familie care nu știa dacă a fost botezată sau nu. I-a făcut din nou ritualul. Pe urmă și aceia au murit. Și iarăși a crescut într-o altă familie care nici aceia nu știau dacă a fost botezată sau nu. Asta, toate aceste evenimente s-au întâmplat până la vârsta de 3 ani. Și iarăși au botezat-o. Același botez era, cu focul, aia era tradiția. Da. Ce se întâmplă și cum a reușit, mă interesează, în energetic, ce s-a întâmplat, cum de-a reușit să ia bucata de 3%. Iacove. Ce s-a întâmplat? Văd că la acele ritualuri era cedată bucată din sufletul ei de către părinți, cumva, la schimb. Adică deci se pleca câte o bucățică. Da, câte la fiecare. 1%, da. Pleca 1%. La fiecare botez. Da, era un fel de contract de înțelegere și de plată. Da. Da. De sacrificiu, și mi se sacrificiu. Da. Deci Ahve cerea sacrificiu, da? Adică prinderea din suflet a unei bucăți. Da, și trebuia neapărat să fie copil. Și era o onoare pentru adulți să găsească copii mici pe vremea aceea și să-i ducă să-i boteze, chiar dacă nu erau al lor. Deci tot ce prindeau, da, deci oamenii spune... boteza, nu conta, de 10 ori botez să fie. Da, pentru că ei știau că e un fel de sacrificiu, că îți duci, bine, nu erau omorâți în fizic, dar erau ca și jertfă. Ca o jertfă. Da. Dar ce nu erau omorâți. Ok. Se aude ceva un zgomot de fond, dar nu știu. E cumva bobo? Da. E bobo, bine. Te deranjează? Nu. Bine. Ok, Ela. Deci așa i s-a prins, în vremurile în care trăim, mai ia... Iacve reușește să mai ia bucăți la botez, bucăți de suflet? Da. Reușește, da? Deci la noi toți care am fost botezați, ni s-a luat bucăți de suflet. De la Iacve. Da. Păi ia. De peste tot, da. Da. Ia, acum, Ela, vreau ca toate sufletele care ne aud, care au fost botezate și care au avut sesiuni cu mine, împreună cu tine și cu mine personal, să-și cheme bucata de suflet care i-a fost luată la botez și ținută de Iahve și copiile și tot ceea ce a făcut, ce a copiat și rescopiat Iahve de pe ele. Toate se întorc la sufletul de drept căruia îi aparține, curățate, trec printr-un, facem acum, un perete de lumină pură și iubire și toate aceste frânturi trec prin peretele acesta, curățate de programe, de tot ceea ce au fost impregnate și se duc fiecare la sufletelul de care aparține. Da, la fel face și... Da, și eu și tu și toate sufletele acestea își retrag prin intenție și prin lumină pură fragmentele de suflete, oricâte ar fi ele, din toate ritualurile făcute în biserică, de botez, dar și de alt fel de ritualuri, toate aceste bucăți și fragmente de suflete și de ADN-uri, pentru că se tăia și... De la orice botez, nu numai din existența asta. La orice botez a făcut vreodată, i s-a făcut. Din toate existențele sufletelor, din toate experiențele pe care le-au avut aici pe Terra, să-și retragă acum toate fragmentele. Ce-i botezați la catolice, la? Noi știm că catolicii sunt patronați de Lucifer. Tot Iacve le-a luat în cazul Angelicăi. Angelii. Da. Tot la ea. Da, pentru că
Pentru că este în contract cu el. Mm-hmm. Ok. Deci bucățelele de suflet de la botez le ia Iahve. Da. Din orice da, latură energia creștină. De când merg la biserică și cea care și-o dau ei de bunăvoie acolo, aia merge la Lucifer. Ok. În timpul mm-hmm. slujbelor. Dar da. În contract este cu Iahve. Ok. Am înțeles. Și-au retras sufletelele, toate bucățelele? Da. Toate sufletele și-au retras toate bucățile din toate existențele. Și dăm informația asta, Ela, facem o sferă de lumină pură și iubire în care punem această informație și o trimitem tuturor sufletelor de pe Terra, din orice dimensiune, în corpuri fizice, fără corpuri fizice. Cine vrea să o primească, să o primească. Da. Da? Facem aceste bule și le trimitem peste tot. Mm-hmm. Da, ok. Toate sufletele. Acum vreau să-i văd fața lui ea. Adică să o văd, să o aud. Mi-o descrii tu. Acum este, începe să se nerveze. Da? Zice ceva? Spune, nu credeam că sunteți în stare de așa ceva. De ce? Ce am făcut? Decât să ne luăm ceea ce este al nostru de drept. Zice, ca să vă luați ce este al vostru și al acestui suflet, zice, mă așteptam, dar nu să chemați toate sufletele să facă treaba asta. De ce? Celelalte suflete n-au dreptul să știe și să se întregească, să-și ia bucățile? Cine nu le dă dreptul? I-am stricat planurile. Face alte planuri, nu? Așa s-au lăudat? S-a lăudat și colegului de echipă? Aici? Că sunt plin de planuri și strategii? Au e planuri, dar în momentul ăsta sunt un pic debusolați. Nu? Mm-hmm. E nervos. Mm-hmm. E un pic debusolat. Nu se aștepta să acționăm așa. Mm-hmm. Bine. La asemenea lucruri. Bine. Hai, deci contractul ars, Angelica, sufletul, număr de la 1 la 3, la și venim aici acum. 1, 2, 3. Spune-i acum să se umple dinăuntru în afară cu lumină pură și iubire și să scoată afară orice implant, orice energie stagnantă, orice emoție de joasă frecvență și orice program. Totul, în toate structurile. Indus de entități și autoindus. Da, se umple din interior spre exterior cu lumină pură și se dizolvă din ce se expandează toată lumina, energia. Se dizolvă fiecare implant în parte, se umple locul cu pură vindecătoare. Și fiecare organ și fiecare celulă se umple de lumină, se tapetează, se vindecă, se regenerează și fiecare organ în parte îl pansăm și începem cu capul, de la cap, ochi, nas, gură, gât, coloana vertebrală, sistem muscular, sistem osos, sistem nervos, sistem venos, sistem limfatic, traheie, locul glanda tiroidă, glanda tinnitus, traheie, esofag, plămâni, inimă, stomac, picat, pancreas, pila, locul unde a fost pila și aici se curăță, se purifică, de arde implant. Intestin subțire, intestin gros, ovare, uter, trompe, rinichi, uretre. Infecțirea urinară, Ela?
Zica urinară. Le producea ceva în energetic? Fi infecții. Infecții. Dar zic în energetic le cauza ceva aceste infecții? Implant. Implant, asta mi-a zis. Da. Uh-huh. Implant și aceste implanturi din corp aveau stringuri care duceau către entități. Da, adică nu erau numai la care a venit cu ele de acolo, nu erau numai ale uneia din entități. Deci fiecare implant din corp absoarbe energie sau produce probleme, dezechilibre, boli, care produc acea energie joasă din care entitățile cu care se hrănesc. Ele se hrănesc cu această energie. Sigur. Deci ăsta e scopul implantului. Implantului. Deci să formeze acel dezechilibru, dezarmonie. Și totodată, odată cu ele, se creează și emoțiile. Bineînțeles. Deci lucrează pe plan emoțional, pe plan... Da, omul în fizic simte emoțiile și pe urmă se manifestă în fizic o boală. Uh-huh. Gândește... Când el dă frâu liber emoțiilor. Da, bine, deci da. Se curăță toate organele, toate celulele, se tapetează, se umple cu luminatură, se energizează, se echilibrează, se regenerează, fiecare organ și celulă în parte se pansează cu energie pură, vindecătoare, pentru regenerare completă. Câmpul mental și emoțional, la fel, se ard toate programele, toate gândurile, ideile induse, autoinduse, cu toate emoțiile aferentelor, se curăță, se ard toate, se curăță, se purifică, se umple corpul emoțional și mental cu lumină pură, care aduce echilibru, liniște, pace, relaxare, să pună în loc în corpul mental încredere în sine, determinare, autostimă, curaj, energie, bucurie de a înțelege lucrurile așa cum sunt ele, de a le putea, de a avea discernământ. Mult discernământ să pună. Da. Ok, și, da. Okay, și tot ceea ce își mai dorește din mentalul ei, din fizicul ei, să pună programe benefice în să pună. Bine. Acum cum vezi sfera energetică și suflet? Acum le văd, o văd curată, o văd mult mai energizată, mult mai relaxată. Spune mulțumesc pentru eliberarea aceasta. Nu trebuie să ne mulțumească, pentru că ea așa a făcut această eliberare. Da, spune, da, dar voi m-ați îndrumat și m-ați ajutat și vă mulțumesc. Ea și-a îndrumat foarte bine, a știut să-și îndrume mintea fizică, mintea conștientă, exact. ca să apeleze la acest instrument. Da, deci este meritul ei, în primul rând. Da. Bine. Acum Ela, o să ne uităm un pic pe puncte. Să mi se deschidă. Numai. Că nu știu ce a fost. Ceva aici. Așa. Să-și revină. Ok. Hai să ne uităm să vedem ce ne-a scris. Ce aveam. Ce n-am atins și... Zice... Angela, ce a determinat sau cum am reușit să mă desprind de aceste îndoctrinări religioase? Sunt singura din toată familia, restul stau în genunchi și sunt foarte habotnici. Care le-a dat și peste cap, practic, scenariul entităților. Da. Legătura cu sinele și văd că sufletul ei are această trezire, deci cumva, spune, m-am săturat de viețile de pe și de minciunile alea, de 473 de ori, minciuna aia.
pusă. Da, și ce mi-a dat, am început să înțeleg lucrurile și să-mi dau seama de unele lucruri, dar văd și o legătură puternică cu sinele, care A simțit că a experimentat destul acest aspect, da? Și că ar trebui să plece de pe aici, nu? Da, inițial, când a coborât pe pământ, faptul că a experimentat aproape 10 vieți. Și a stat destul de mult, 10 vieți, deci așa a dorit să coboare. Liber. Da, și a experimentat liber. Cumva acest lucru a ajutat-o acum în trezire să se trezească. La, după 400 și ceva de vieți, pentru că am văzut mulți care au mult mai multe vieți și... Tot, nu reușesc. Da, și văd că acest lucru a ajutat-o. Deci amintirile de atunci, viețile trăite de atunci, sufletul care și-a adus aminte că aici a experimentat și liber și că ceva s-a întâmplat între timp. Bine. Da, o amintire a sufletului. Da, o reamintire, adică o conexiune cu acele amintiri din experiențele libere. Da? Da. Bine, da. Zice, am avut un avort și vreo pierderi de sarcină. Nu putea să țină sarcina. Vrea să îi elibereze acele sufletele, câte au fost suflete, să le cer iertare. Să le cer iertare și să meargă unde vor. Să le dea informația, Ela, la toți. Zice, copiii mei, fata și băiatul, i-am făcut cu tratament. Progesteron, ce se dădea atunci, și repaus la pat. Cinci dintre aceia au fost suflete. Ceilalți nu văd un suflet așa de corpurile lor. Nu era atașat. Se trimită să facă sferă informațională la către toate sufletelele, indiferent unde sunt. Că sunt în plan energetic, că sunt încarnate, că cum trei sunt? Trei dintre ele sunt reîncarnate. Două nu sunt. Le dăm toate informațiile. Așteaptă la încarnare. Așa. Toate informațiile care noi știm și Angela le știe, le pune în sfera aceasta informațională. Și asta ultima, să-și retragă aspectul de la Iacve. Dacă nu l-a făcut, pentru că le-am trimis informația înainte la toate sufletele care aveau aspect la el, să le ceară iertare, pentru că, deși să le ceară iertare el, aia să vedem ce cauză naturală făcea ca ea, corpul, Angela, să respingă aceste sarci. Implanturile toate, da? Să le arate, le pune informațiile acestor sufletele, motivul pentru care nu le-a putut, pentru că le-a pierdut fără voia ei, doar unul singur l-a întrerupt ea experiența. Văd un implant cu care s-a născut, care afecta major aceste sarcini. Deci, are legătură cu ce am zis. Da, are legătură cu ce am zis eu, acel sindrom, lipsa unor anticorpi care se manifestă da. Așa. Da, okay. Pentru că nu lăsa să se dezvolte, să respingea. Nu lăsa să se facă acea conexiune, legătură puternică între făt și mamă și corpul nu simțea că îi aparține. Da. Deci pentru că lua corp străin. Implantul nu lăsa să se producă acea legătură și atunci corpul ei simțea ca ceva străin și să acționeze. Da. Deci, Angela, să cauți să faci analiza aceea, da? Care am vorbit înainte de sesiune. Bine, Ela, deci le-a pus informația la toate sufletelele, le spune că le iubește. Da, una dintre sufletele care este încarnată este fica. Deci actuala. Da, a venit de două ori. Bine. Așa e la. Și le dăm, deci toată în informație să-și metabolizeze, să-și ia informația, sufletelele, să metabolizeze informația și apoi să meargă. Da, a trimis. Vibrații mai sus, mai înaltă. A trimis tuturor informația.
situația, da. Okay. Închidem aici. Da. Zice că soțului meu i-a fost rău prima dată când nu s-a mai putut ridica din pat și a bătut cu ceva care avea un baston în șifonier, ea fiind în altă cameră, a venit, s-a speriat, a făcut atac de panică, i s-a ridicat tensiunea peste 20, avea palpitații, îi zvâcnea capul, urechile, îi tremurau mâinile și picioarele, iar după asta a trebuit vreo lună și jumătate ca să se poată echilibra din nou cu medicamente. Ce s-a întâmplat în acel șoc emoțional? În energetic văd că a trecut printr-un portal în momentul ăla în care a născut. Mm-hmm. Și acea diferență de vibrație i-a creat instantaneu acel atac de panică și stările pe care le-a avut. Și pe urmă a trebuit timp ca să se reechilibreze corpul, dar în energetic văd că pur și simplu i-a făcut o ușă de portal, un portal în care i-a trecut. Uh-huh. Și i-a scăzut vibrațional, da? Drastic, brusc, vibrația. Brusc, instantaneu. Și au apărut dezechilibrele acestea care ea le-a simțit. Da. Cine a făcut ușa aia? Cine a deschis portalul ăsta? I-a făcut demonii. Mm-hmm. Bine. Împreună. Ok, acum este bine, da? Este echilibrată. Am trecut peste asta. Acum 80 ani i-a făcut unei nepoate câteva meditații de curățare, Angelica, pentru că avea niște amețel nepoata de vreo lună. Și Angelica avea citise și ea despre așa ceva, acea meditație, acele meditații, și a vrut să o ajute. În 3 zile a trecut nepoatei, dar a apucat-o pe Angelica niște amețel că nu mai știa la ce medic să mai meargă. Atunci nu știa că nu trebuie să acționeze asupra altuia fără acordul lui. Zice să mă curăț de acele entități și de contractele lor. Da, în momentul în care ea a făcut meditația pentru nepoată, în energetică a avut loc o luptă între entitățile lor. Mm-hmm. Adică entitățile Angelicăi, care erau în sferă, cu entitățile care duceau, la care ducea meditația, da? Entitățile nepoatei. A, nepoatei s-a luptat. Da, cu entitățile ei. Da. Și meditația nu ducea și ea nicăieri? Ducea, dar acele entități au intervenit pe termen scurt, uh-huh, nu lung. Pentru că n-au fost lăsate de entitățile lor. Lor, Sabina. Da, și entitățile lor au intrat în conflict. Uh-huh. Pentru că nu au acceptat alte entități în sfera. Și atunci, de ce? Cum i-a trecut nepoatei durerea, amețeala sau ce avea? Dacă nu le-a acceptat entitățile nepoatei? N-a acceptat energia și unde ducea aceste meditații? Meditația a avut succes cu entitățile care au fost chemate, uh-huh, așa au făcut treaba pentru că vroiau ca să aibă acordul, să primească acord ca să intre în câmpurile ei. Uh-huh. Și și-au făcut treaba. Dar, pe urmă, entitățile ei s-au răzbunat pe Angelica. Uh-huh. Ale nepoatei. Da, ale nepoatei. Uh-huh. Și așa au început problemele Angelicăi, da. Deci au trimis energie negativă pe urma Angelicăi. De ce au trimis acele entități pe capul lor? Mm-hmm. Deci ce fac entitățile? Oricum lăsăm... Deci un război între entități. Da, o să ardem, da? O să la declarația finală ce mai avut aici. Și am făcut niște meditații de pe YouTube. La un moment dat, sinele meu, cred că el era, ne zice Angelica, mi-a spus că nu-i bine ce fac, să mă opresc. Atunci am fost mai atentă la ce vorbea îndrumătoarea aceea și am constatat că invocat o felul de arhanghel înger. Am întrerupt acele meditații și au început multe probleme de sănătate. Deci, de fapt, ne spune aproape toate problemele de sănătate, operații și ce a avut. Operația de inimă de la 16 ani, operația de tiroidă, operația
făcea otite foarte des. A avut zona zoster, a avut toate lucrurile, da? Operație de colecist. Au început după această meditație, ne spune. Meditații. Da, acele meditații i-a invitat în sfera ei. Da. Și pe urmă au început să facă acțiuni. Da. Ce au venit din acea... Că era cu îngeri și arhanghel, au venit arhanghel. Ce au venit? Da, arhanghel au fost, da. Păi acum nu i-am mai găsit. Acum nu i-am mai găsit când am intrat în sesiune. Ce-au făcut? O plecaseră? Da, văd că Iacov da. Nu i-a lăsat să stea mult. Aha. Doar și-au făcut aici treburile, fost, da? Aici a fost în contradicție cu Iacov și văd că Iacov nu i-a lăsat să stea prea mult. Ce le-a făcut? I-a retras? I-a împins? Da, i-a scos afară. I-a... Angelica ce avea cu ăștia? Ce-a dat? Acord? Acord. Contract? Bine, să retragă acord. Și să ardă orice acord a dat acestor entități. Da, văd, arde tot acordul care l-a făcut, toate acele energii care s-au creat în acele meditații, arde tot. Tot ce a venit dinspre acele meditații care le-a făcut atunci, arde și dizolvă tot. Deci toate probleme de sănătate, operația la inimă la 16 ani, otitele, dese, conjunctivite, zona zoster, operație de colecist, operație de glandă la tiroidă, psoriazis pe care îl are și acum, la coate genunchi. Încă a avut și încă mare probleme la intestine. Nu știu dacă a avut și helicobacter pylori. Acum vreo 8 ani a făcut o colonoscopie, avea 2 polipi mici. Deci toate lucrurile astea, spondiloză cervicală, toate infecții urinare și ce am vorbit, nu suportă căldura. Aici o să mai avem de făcut. Deci toate vin în urma implanturilor, ai spus, da? Toate cauzate de acele implanturi, care a fost plină de implanturi. Da. Bine, cei 2 polipi ăla, uite-te, dacă mai sunt pe intestin, care erau acum 8 ani. Și acum. Ia, să facă un laser, un laser, din sursa primordială a creației, cu lumină pură și iubire. Face o rază laser, o aduce prin canalul ei ăsta, portalul deschis direct cu sursa. Da. Și da. Îl focalizează, îl pune fix pe unul și pe altul, sau câți sunt acum. Și arde. 3 văd acum. 3. Îi arde pe câte unul pe rând. Da, îi disolvă, îi arde, îi scoate afară. Energia. Da, energia lor. Și acum pune, pansează odată. Da, tapetăm tot colonul. Dacă energie pură vindecătoare să se vindece, să se regenereze, să se panseze. Și... pansăm și pe exterior cu pansament energetic de cea mai înaltă vibrație vindecătoare, regenerătoare, astfel încât să se echilibreze, să se armonizeze perfect. Foarte bine, da? Nu suportă căldura. Este o cauză ezoterică? Implant pe inimă a fost. Uh-huh. E de la inimă. Ori pompează prea repede și se încălzește prea repede, ori are aritmie, văd că. Bine. Deci când prea repede, când prea încet. Da, oricum, am făcut acea curățare, dar pansăm o dată, inima o dată. Și implantul l-a scos. Care... Da. Tapetăm, curățăm. Și alergia la soare? Că zice că a făcut și alergie la soare. Tot de aici, adică venea din indispozițiile ei, implantul de la inimă și toate lucrurile astea din corp? Da, energetic da. Energetic da. Dar în fizic văd că de fapt nu de la soare are energie, ci de la substanțele din cremele de soare. Da. Făcea alergia. Așa primesc informația. Bine. Da. Bine. Închidem. Zice Angelica, de ce m-au ales copiii mei
ca să le fiu mamă. Ia să vedem. Au ales copiii sau cine a ales? Sufletele lor, cred că asta am mai spus, sunt din aceeași familie de suflete și ele și-au dorit să experimenteze împreună, dar era și program karmatic. Păi, asta spun. Dar numai un copil, numai unul din copii era din aceeași familie, ăla. Nu mai știu fata sau băiatul. Însă, deci celălalt a fost karmatic, da? Pus de entități. Fata este din aceeași familie. Așa. Băiatul a experimentat cu ei multe vieți. Și a fost băgat și el aici în acest scenariu acum, da? Da. Ce legătură, închidem, da? Ce legătură am mai avut cu mama și cu sora mea? Erau foarte habotnice și totuși mă ascultau din ce le mai povesteam eu, din ce mai citeam. Chiar dacă mama mă făcea păgână și anticristă, mama fiind o habotnică și sora este. Deci dacă am mai avut vieți împreună? Cu mama 3 vieți, cu sora 2 vieți. Nu fac parte din aceeași familie de suflete, dar sufletele lor sunt suflete cu puține experiențe pe pământ. Deci, ale celor două. Da, văd că sora are 200 și ceva, 81 de vieți pe pământ și mama are 156. Mai tânără. Da, și sunt suflete care nu au multe experiențe pe pământ și atunci reușesc să le prindă, să le bage mai mult, să le afunde, da, în programe. Bine. Dacă mai aveți timp, vreau să vedeți dacă mama Matilda și Cuscra, adică mama Matilda, hai să vedem mama Matilda dacă este bine plecată de aici. Da, mama Angelica. O văd în 3D. Așa. Să-i dea informațiile ăla. Deci bântuie. Da. Bine, 3 plus ceva. Că 3, 3D-ul este practic aici unde vedem noi, suntem noi. Da, 3 plus, da. Așa, imediat lângă 3. Să-i dea o sferă, să facă o sferă de informație și să-i trimită ăla. Este plimbată de entități peste tot. Se o lasă și singură câteodată, dar de cele mai multe ori e însoțită. Și ei văd că mare măsură îi place. Păi îi place. Are atașamente cu 3D-ul, da? Da. Și îi place și ce hologramele care îi le pun, o păcălesc. Siguranța aia îi place, că ea nu vede realitatea. Așa e, dacă primești informația. Este în câmpurile ei, a ajuns la ea informația, dar nu. Văd că nu o vede, nu. Bine. O lăsăm în câmpuri și când va fi pregătit sufletul ei să acceseze informația. Nici n-a văzut. Păi, parcă e hipnotizată, nu știu. Păi este sub programele lor, ale entităților. Și acum mai este vorba de Cuscra, Monica, care și-a plecată, adică mama Norei, soției fiului, Angelic. Cuscra. Monica. Monica. Este 4 pe stație. Pe stație la îngeri sau la alte entități? La îngeri. Să-i trimite informația, vedem dacă o primește. Da, ea văd că primește informația. Da? Ea o primește și începe să o deschide, să o acceseze. Bine, îi spunem că poate să plece de acolo, să urce într-un portal mai sus și să-și citească, să-și metabolizeze această informație, apoi vede ce face. Da, și așa ce se azi informație. Bine, îl închidem și aici. Nu, atât. Bine. Apoi restul am făcut.
Hai să vedem, Ela. Acum sufletelul, dacă este pregătit, îi arăți să meargă, să se întâlnească cu sinele cel mai înalt. Da. Da, este pregătit, este luminoasă, vibrantă, curată, energetic. Da, se poate întâlni cu sinele acum. Hai să meargă. Da, sinele o așteaptă cu brațele deschise. Zice, poți să te întrebi pe unde ai umblat până acum? Așa îi zice? Da. Păi pe unde a putut, să zică? Pe unde m-a purtat vântul? De-aia se întrebe și ea, sinele, dar informațiile care le-am transmis și le-am adus, ajută la ceva? Te ajută, spirite? Sinele meu? Zice că da și mulțumește pentru tot, sacrificiul de a trăi în 3D. Deci am văzut cât de greu este și în sfârșit această călătorie a ta se va termina, spune. Super. Să se îmbrățișeze, Ela. Este foarte bucuros sinele că se întregește cu ea. Sunt ca și două. Nu știu, așa... Îi vine copilul acasă. Da. Și așa două bucăți de globuri de lumină care se întrepătrund și se fac una mare și se văd, simt multă bucurie, multă fericire din partea sinelui, că în sfârșit bucățica de suflet, care este Angelica, o simte din nou. Da. O simte în adevărată vibrație, da. Da. Să cheme și mintea, Ela, să o purifice aici și să o integrez. Da, o curăță, o purifică, o integrează acum, curată, spălată, purificată. Și număr de la 1 la 3 și mergem toată lumea în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Suntem în sursă. Am văzut o chestie interesantă. Sinele a întrebat-o pe suflet, pe Angelica, de ce ai fost așa de curioasă să mergi în 3D? Zice, ți-ai satisfăcut curiozitatea? Zice, a meritat? Cu vârf și îndesat. Sinele o treabă pe aia. Ca și cum... Bucățica ei de suflet a fost foarte curioasă și văd că am sesizat acest lucru și când am văzut că a experimentat 10 vieți libere. Mm-hmm. 10, nu una, două, trei. Da, deci, da. 10, da. Și ce răspunde? Și sufletul Angelica spune, da, a fost interesant, spune. Foarte. Zice, a fost foarte interesant, zice, am cunoscut și altfel de forme de viață care la un moment dat au reușit să mă păcălească, să mă confuze, spune, și să-mi acapareze puțin mintea, dar mai apoi, zice, am revenit înapoi la esența mea, la vibrația mea și, spune, m-am trezit și este acolo în curând, zice, abia aștept să vin apoi, spune sinele. Deci asta e frumusețea jocului, da? Cu cât e mai palpitant și reușești să te aduni, să înțelegi, să-ți reamintești cine ești, cu atât este mai frumos jocul, da? Da, deci văd că aici nu sinele a trimis-o pe ea, ci... Nu, ea a plecat. Da. Da. Păi oricum așa se și... Cam așa se întâmplă de multe ori. Pleacă cu cățelul. Văd o fire foarte curioasă, așa. Foarte bine. Așa trebuie. Oricum, curiozitatea este un atribut al nostru, al conștiinței, al sursei. Da, pentru că de aceea și venim în ele. Exact, și de aceea ne mișcăm. Curiozitatea ne mișcă, ne face să ne mișcăm. Altfel am rămâne statici și nu s-ar întâmpla nimic. Exact. Universul ar fi... Dar nici n-ar fi dacă nu e mișcat. Și sursa primordială este curioasă. Exact, pentru că ea... creează din curiozitate. Păi da, noi nu suntem bucăți din ea, de asta avem toate, tot,
Toate prerogativele sursei, nimic nu ne lipsește. Da? Da. Bine, da. Hai să-și caute matricea originală, Ela, să... Frumos dialog, da. Da, și-a găsit și matricea, da, o curăță, o purifică, o spală, schimbă bucăți, le aruncă, spune, de astea nu mai am nevoie. Foarte bine. Așa. Și acum o integrează, regenerată, curățată, purificată. Hai să facă declarația, Ela, de suveranitate. Declară aici și acum că anulează și decrează orice înțelegere, promisiune, permisiune, semnător ce a semnat, contract, copii de contracte, oglindiri, tot, cu orice ființă, de plus sau minus, sau neființă, pe orice linie temporală, adevărată sau falsă, sau în afara timpului, în orice loc pe unde ai experimentat, oriunde, corp ceresc, spațiu dimensional, stații ale entităților, oriunde. Toate sunt anulate și decreate. Să-și cheme înapoi toate bucățelele, frânturile de ADN original, ADN-ul ei, de pe oriunde ar mai fi blocat din corpuri, pe pământ, pe la morminte, pe la oriunde, baze de date să retragă din orice oglindiri, din orice, cum zisese ăsta, iată, din orice copii, da? Tot este retras. Recipiente. Din orice laboratoare. Exact. Îl purifică și îl integrează, să-și cheme toate bucățelele de suflet, frânturi, până la ultimul foton. Tot așa. De pe oriunde ar fi, le purifică și le integrează aici. Să-și șteargă amprentele de pe oriunde a experimentat. Oriunde, din universul ăsta, din alte universuri, de oriunde. Să-și retragă informația, de asemenea, din orice bază de date, din orice biblioteci akașice, din orice calculatoare cuantice, din orice backup-uri, copii, de oriunde, oglindiri, de oriunde, informația toată, din toți creatorii prin care a trecut și toată informația este aici în ea, ca și bucățică de conștiință, și în sursa primordială a creației. Da. Să-și facă acel ELA, să-și activeze programul de ieșire din Matrix. Da, îl activează. Să activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor până în corpul fizic. Da, îl activează și pe acesta. Să-și facă sfera cu dematerializare aici, în sursa primordială, să-și pună toate proiectele. Și poți să-ți trimiți acum și din conștiința ta, din mintea ta, Angelica, ce proiecte vrei. Poți să trimiți oricând, ai un proiect nou și ai grijă să-l energizezi, să-l susții mental, energetic. Ne uităm și noi la sferele noastre, le energizăm, le umplem cu lumină pură și iubire. Da. Și sfera comună a proiectului nostru comun o umple cu lumină pură și iubire. Toată informația pe care tu o accesezi să fie informație pură, din conștiință adevărată, de înaltă vibrație, pe care să o putem să o dăm mai departe prin aceste sesiuni. Ok, Ela, număr de la 1 la 3 și ne întoarcem fiecare prin canalul ei de abundență benefică. Prin această întoarcere, cu lumină pură și iubire, curățăm și canalul de abundență benefică. Când venim, da? Îl purificăm. 1, 2, 3. Să taie toate legăturile, Angelica, cu oricine și orice, de pe această viață, să ardă toate ritualurile, încă o dată, pe această viață, care au fost făcute cu un ipotez și care le-a făcut copiilor, să ardă cordoanele umbilicale cu copiii și cu mama ei, să ardă orice cordon energetic cu oricine a experimentat. Linia experiențială Ela,
Ce face cu ea? O arde. Ah, s-o artă. Apoi să te facă acele sfere cu lumină pură și iubire pe arborele genealogic, să trimită unul pe partea mamei, unul pe partea tatălui și arde orice program nebenefic i s-a transmis pe linie genetică, prin ADN, de la ei. Da, toate programele. Și face încă o sferă pentru fată și încă o sferă pentru băiat și trimite și arde tot ceea ce s-a transmis nebenefic de la ea, prin genetică, la copii. Da, se ard toate nodurile, blocajele, toate energiile primise. Da, se arde totul. Să trimită încă o dată informații, sfere, bule cu informații la toate sufletelele cu care ai experimentat, atât în această viață, cât și pe toată linia experiențială. Da, face multe, multe, multe bule de lumină pură informațională pe care o trimite peste tot, peste tot, ce să ajungă la toate sufletele cu care eu am experimentat în, aici pe Terra, zice, dar și în Univers, zice, toată experiența pe care toată informația pe care o am acum din experiențele mele să se răspândească peste tot în Univers. El e din Universul ăsta, adică sau a venit din altă parte, să ne spună? Din acest Univers. Din acest Univers. Ca și abilități naturale, ce abilități? Care ar putea să le activeze, să le folosească în această experiență? Spune că să aibă încredere în ce simte, în curiozitatea. Curiozitatea o îndrumă tot timpul acolo unde trebuie, spune. Văd plăcerea de a citi. Deci da, se informa. Da, se informa, da. Ca și abilitate citit-o, asta văd. Bine, foarte bine. Atât bine. Ok. Bine, da. Hai să ne curățăm casele. Mașină, eu știu ce mai are de curățat. Ce vrea să curețe, să-și curețe tot ce aparține. Dar spune, curăț totul, toate casele și toate mașinile, membrile familiei. Așa, deci trimite bule de lumină pură peste, în toate casele, pe toate mașinile, le tapetează, le umple cu lumină pură, să se dizolve toate energiile negative, toate vibrațiile, să se închide toate portalurile și mai face câte o bulă mare pe fiecare care să le înconjoare, care să le protejeze de orice entități, orice vibrații, orice blocaj energetic stagnante să se dizolve. Bine. Auzi? Da. Număr de la... numai număr. Mulțumim părții subliminale pentru această călătorie. Și ne despărțim părțile eterice, le curățăm și invităm partea subliminală să alunece ușor în corpul ei fizic.